Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vreau să vă mulțumesc pentru că într-un număr așa de mare sunteți abonate la canalul meu de YouTube. Vreau să mulțumesc și celor care mă urmăresc și nu sunt abonate. Vreau să le spun că nu le costă nimic. Și dacă vor da click pe clopoțel, vor primi notificare de fiecare dată când postez un nou tutorial. Astăzi vreau să vă fac un tutorial pentru eșarfă și voi face două modele, unul tricotat și unul croșetat. Deci, pentru aceasta vom mai avea nevoie de fir. Am folosit un fir Cartopu Paeto, care se găsește pe pagina Comora Rebecăi, acolo unde ați găsit și panglica pentru fustițe. Acolo veți găsi și această panglică pentru eșarfe. Și vom face în felul următor. Vom lua firul, iar la capăt vom face un nod. Facem nodul acesta ca să nu se destrame, iar nodul nu se va vedea între volănașele care se formează la eșarfe. Așa, vom lua croșeta. Eu am o croșetă numărul 4. Nu este neapărat nevoie să fie o croșetă mai groasă, mai subțire. Pentru că o să vedeți, trebuie să fie o croșetă cu care să aici puteți băga și o croșetă mai groasă de 5 dacă vreți, nu este nicio problemă. Și vom face în felul următor. După ce am făcut nodul, luăm croșeta, o băgăm prin aceste găuri și vom lua pe croșetă 7 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi puteți să luați și mai multe ochiuri în funcție de cât de deasă vreți să fie eșarfa. Eu am luat 7 ca să vă arăt vouă acum, dar voi puteți să luați 10 sau 12, este în funcție de gustul fiecăruia. Așa. Deci, după ce am luat 2, 4, 6, 7, al optulea îl prindem, îl luăm pe croșetă, ținem de el și îl vom trage prin toate celelalte 7 ochiuri. Și din nou vom lua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al optulea îl vom prinde, deci îl luăm pe croșetă, îl prindem și îl tragem prin celelalte ce le avem pe croșetă. Și vedeți că deja se formează volănașul aici. Deci, una, două, 3, 4, 5, 6, 7. Al optulea îl vom lua pe croșetă și îl vom ține. Și îl vom ține și îl vom trage prin toate celelalte de pe croșetă. Așa, și din nou, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, al optulea îl vom ține aici și vom trage prin celelalte ce le avem pe croșetă. Una, două, trei, patru, cinci,
șase, șapte, al optulea îl prindem și îl ținem bine și îl tragem prin celelalte de pe croșetă. L-am scăpat acum. Este un pic mai greu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Îl ținem și tragem prin toate. Și din nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al optulea. Și ținem și tragem prin toate celelalte. Așa. Și din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A opta o ținem și tragem bucla prin toate celelalte de pe croșetă. Și facem așa, vedeți că deja se formează buclele. Puteți să faceți mai ușor decât cu croșeta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci ținem de al optulea și tragem prin toate celelalte de pe croșetă. Da? Știm că am tras prin toate, că nu se desface. În loc de croșetă, eu am folosit și acest act pentru covoare. Acesta ne ajută foarte ușor. Eu de la Lidl l-am cumpărat. Dar cred că găsiți așa ceva. Și vom face în felul următor și cu aceasta. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le trecem până mai jos de acesta. Al optulea îl vom lua aici, vom închide și vom trage prin toate. Deci, la fel ca și cu croșeta, luăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acesta le trecem mai jos de această închizătoare, iar al optelea îl luăm, închidem închizătoarea și vom trage ușor prin toate. Deci merge mai ușor ca și decât cu croșeta, dar asta dacă aveți asemenea act. Dacă nu, este la fel de bun pentru 5. 6, 7. Deci am trecut până sub astea, da? Acum al optulea luăm, închidem acu și tragem prin bucle. Deci cu acest ac merge mai ușor, dar este ok și cu croșeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al optulea luăm, ținem de el și îl tragem prin toate. Și din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al optulea îl ținem și tragem prin toate. Și vom face așa până la lungimea pe care vă doriți. Deci puteți să faceți și cu acest ac, puteți să faceți și cu acesta. Acum vă voi arăta și cum se face această croșetată.
Acesta este primul model, este un model rotund și puteți să faceți la lungimea dorită. Puteți să faceți, să puneți pe croșetă 10 fire sau puteți să puneți mai multe, mai puține, asta în funcție de, cum v-am spus, cât de deasă vreți să fie eșarfa. 3, 4, 5, 6, 7, al 8-lea și tragem prin toate. Și din nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al 8-lea și tragem prin toate. Acum vă voi arăta modelul cum se lucrează eșarfa tricotată. Este foarte frumoasă, este mai lată, cea croșetată este rotundă, cea tricotată este mai lată. Vom avea nevoie de andrele. Eu am folosit andrele de 5 jumate sau 5, merg și 5. Am făcut nod la capăt. Așa. Și am făcut în felul următor. Am luat pe andrele una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Am luat 7 ochiuri. Voi puteți să faceți de 10, de 12, în funcție de cât de lată vreți să fie. Apoi am luat următoarea Andreea și am băgat-o fix în ochiul de pe croșeta anterioară, deci în același ochi. O punem așa, punem următoarea buclă, o punem pe croșetă și vom trage prin bucla de pe Andreea. Tot croșetă zic, nu știu ce am. Încerc să mă controlez și tot croșetă zic. Deci băgăm Andreea prin al doilea ochi de pe Andreea aceasta. Punem bucla și tragem prin ochiul. Da? Și tragem și ochiul de pe Andreea. Deci băgăm în același ochi în care avem Andreea aceasta, da? Punem bucla și vom trage prin buclă. Deci punem bucla pe Andreea și o tragem prin bucla de pe Andreea din mâna stângă. La fel, băgăm Andreea. Să vă uitați bine, să nu băgați de 2 ori aceeași buclă. Și mai avem unul. Punem firul pe Andreea și îl tragem prin și l-am lucrat. Acum, cele care tricotează știu cum se lucrează și cu andrelele. Acum, când ne întoarcem, băgăm Andreea aceasta prin primul ochi aici. Deci nu băgăm aici mai jos, ci băgăm prin ochiul de pe Andreea. Vom pune bucla
următoare pe Andreea și o tragem prin cea de pe Andreea din partea stângă. Din nou, băgăm Andreea, punem bucla și o lucrăm. Băgăm Andreea, punem bucla și o tragem și din nou îmi cer scuze că mai zic croșetă la Andreea, din cauza că am lucrat foarte mult cu croșeta, cu andrelele mai puțin. Dar la tricotat se lucrează cu andrelele. Așa. Deci am terminat și rândul acesta. Ne întoarcem. Și din nou, în primul ochi de pe Andreea, băgăm și Andreea aceasta. Punem bucla următoare, da? Deci acestea noi le vom pune pe Andreea aceasta și lucrăm. Și din nou băgăm Andreea, punem bucla și o tragem din nou. Așa. Este ușor de lucrat. La fel și cu croșeta, tot este ușor de lucrat, doar puțin la început trebuie să aveți grijă până vă obișnuiți. Vedeți, deja au apărut volănașele de la eșarfă. Și ne întoarcem și vom face lungimea dorită. Deci băgăm prin primul ochi. Deci nu băgăm aici, ci vom băga aici. Nu este greu deloc. Și așa o să învățați să și tricotați cele care n-ați încercat până acum tricotatul. Puteți să începeți cu această eșarfă frumoasă. Am văzut și fustițe făcute. Am văzut și multe încălțăminte făcute după tutorialele mele și mă bucur foarte mult pentru că am văzut că lucrați frumos. Deci, acesta este modelul tricotat. Deci băgăm Andreea aici, punem bucla și o tragem prin ochiul de pe Andreea cealaltă. Și din nou îi punem bucla și tragem. Din nou punem bucla și o tragem. Deci aceste panglici și pentru fustițe și pentru volănașe și alte lucruri minunate veți găsi pe pagina Comoara Rebecăi. După cum v-am spus, așa scrieți Comoara Rebecăi și vă va da pagina de pe care veți putea comanda aceste panglici. Tot de acolo găsiți și accesorii, cum pun eu la încălțăminte. Deci am băgat prin primul, punem bucla și tragem firul și îl tragem și de pe Andreea aceasta. Deci băgăm, tragem
4. Nici pe gama dreaba. Punem bucla și scoatem firul. Băgăm mandreaua, punem bucla și tragem. Ups. Nu mai vrea, dar nu o lăsăm. Mă bucur foarte mult când văd că din ce în ce tot mai multă lume începe să facă lucruri manuale. Este un lucru minunat. Că lumea începe să aprecieze lucrul de mână. Deci punem bucla, tragem, scotem și firul, vedeți? Îmi place mult mai mult asta tricotată, iese mai lată. Acum îmi pare rău că n-am făcut-o mai lată. Dar eu zic că e destul și așa. Și mergeți până la lungimea dorită. Această bobină are 36 de metri. Eu zic că ar ajunge pentru o eșarfă. După cum v-am arătat, aceasta are cam 10 centimetri lățime. Acum voi puteți să o faceți și mai lată și mai îngustă în funcție de preferințele dumneavoastră. Eu sper să mă fi înțeles și vă urez spor la treabă.